Vin prin poștă începând cu 16 august. Anunțul pe care îl așteptau toți pensionarii. Este important ca beneficiarii să fie prezenți la domiciliu în perioada de distribuire. Anunțul pe care îl așteptau toți pensionarii. Ca urmare a definitivării recalculării dosarelor de pensii, CNPP și Poșta Română sunt gata să treacă la următoarea etapă a trimiterii deciziilor de recalculare. În acest sens, Oficialii companiei Poșta Română anunță că începând cu 16 august, pensionarii vor primi plicurile. CNPP a terminat recalcularea dosarelor de pensii. La începutul acestei luni, deși procesul trebuie terminat încă din luna mai a acestui an, șeful CNPP anunța definitivarea recalculării pensior pentru cei aproape 5 milioane de români. Odată cu definitivarea s-a stabilit și data de la care aceste decizii vor ajunge la beneficiari. Inițial era anunțată data de 15 august, dar cum este zi liberă, CNPP a căzut de acord, împreună cu poșta română, să înceapă acest proces de a doua zi, din 16 august. Ulterior, la jumătatea acestei luni, oficialii Casei Naționale de Pensii veneau cu noi informații pentru viitorii beneficiari, în legătură cu ce va apărea pe toate deciziile de recalculare, atrăgând atenția asupra acestor aspecte extrem de importante. Anunțul pe care îl așteptau toți pensionarii de la poșta română. Sunt aproape 5 milioane de români care au așteptat aceste decizii de recalculare, în urma cărora vor afla dacă vor beneficia de pensii majorate, precum și modul în care au fost recalculate. În plicurile pe care le vor primi prin intermediul factorilor poștali, se va regăsi și formula de recalculare, iar cei care consideră că sunt eronate datele, pot depune o cerere de revizuire. Așa cum anunța CNPP. În cursul zilei de 12 august, Poșta Română a emis un comunicat prin care anunță ca dată de start a acestei campanii ziua de 16 augustace, adică începând de vineri, de altfel anunțul pe care îl așteptau toți pensionarii. Compania Națională, Poșta Română, informează că, începând cu data de 16 august, va începe distribuirea deciziilor de recalculare a pensiilor către toți beneficiarii din țară. Factorii poștali vor fi prezenți pe teren a doua zi după sărbătoarea dormirii Maicii Domnului, anunță Poșta Română. Plicurile vor fi trimise până pe 30 august, inclusiv. Ca urmare a devansării procesului de furnizare a plicurilor, Poșta Română mai face o precizare importantă, și anume că poștașii se vor prezenta la domiciliul fiecărui pensionar pentru a înmâna deciziile de recalculare a pensiilor în perioada 16 august 2024 pe lângă asta, se mai menționează obligativitatea beneficiarilor de a fi acasă în această perioadă, deoarece aceste plicuri vor fi trimise cu confirmare de primire. Menționăm faptul că este important ca beneficiarii să fie prezenți la domiciliu în perioada de distribuire, pentru a evita eventualele întârzieri. Compania Națională, Poșta Română, își va îndeplini cu rigurozitate și profesionalism toate obligațiile prevăzute în Convenția privind distribuirea deciziilor din sistemul public de pensii încheiată cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin Casa Națională de Pensii Publice. Se mai arată în comunicat. Rămâne de văzut dacă recalculările au fost făcute corespunzător normelor regăsite în noua lege a pensiilor și în baza normelor de calculare a pensiilor publicate ulterior. Cu mențiunea că cei nedreptățiți au posibilitatea depunerii unor cereri ulterioare de revizuire și de a li recalcula din nou sumele aferente pensiei.